Mâine, Consiliul Local Constanța va dezbate și vota proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii din municipiu. Cu acest prilej, Asociația Elevilor din Constanța solicită primăriei și Consiliului Local creșterea cuantumului burselor școlare. Asociația Elevilor din Constanța solicită primarului Decebal Făgădău și consilierilor locali creșterea cuantumului burselor școlare, după cum urmează. 60 de lei pe lună bursa de merit, 150 de lei pe lună bursa de studiu și 200 de lei pe lună bursa de ajutor social. Încă din luna ianuarie am început discuțiile cu reprezentanții primăriei în vederea creșterii fondului de burse și a cuantumului lunar. Din păcate, din proiectul de hotărâre privind cuantumul și alocația bugetară pentru fondul de burse se poate observa dezinteresul primăriei pentru această problemă. Bursa de merit a elevilor constanțeni este jumătate față de cea a colegilor noștri din Arad, Timișoara și Cluj-Napoca. Investiția în bursele școlare este una pe termen lung, a cărei rezultate se văd în reducerea abandonului școlar și creșterea performanței la examenele naționale. Sper că primarul Constanței și consilierii locali vor dovedi că le pasă de elevi și sistemul de educație și vor susține amendamentele formulate de AEC, a declarat Constantin Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța. În contextul aprobării bugetului local, Asociația Elevilor din Constanța solicită creșterea alocațiilor bugetare pentru fondul de burse de la 4,2 milioane de lei la 8,2 milioane de lei, astfel încât bursele să poată fi acordate la cuantumurile mai sus menționate.